Captură impresionantă în Ecuador. Poliția a confiscat aproape 14 tone de droguri destinate piețelor din America Centrală, Statele Unite și Europa, după ce a efectuat peste 40 de raiduri în toată țara. Peste 40 de raiduri au fost efectuate în toată țara, având ca rezultat arestarea a 28 de persoane și confiscarea a 13,6 tone de droguri, a precizat Ministerul de Interne. Au fost confiscate de asemenea pistoale, puști și pistoale mitralieră. Raidurile au fost organizate în 8 din cele 24 de provincii ale țării, în care violența și traficul de droguri au preluat controlul. Autoritățile au confiscat peste 500 de tone de droguri începând cu anul 2021. Ecuadorul cunoaște o creștere accelerată a traficului de droguri și a morților violente. Între 2018 și 2022, numărul crimelor asociate traficului de droguri a crescut de 4 ori, ajungând la un record de 26 la 100.000 de locuitori. Operațiunea a necesitat un an de anchetă, fiind nevoie de schimburi de informații cu Mexicul, Columbia și Statele Unite. Autoritățile spun că bandele de traficanți au legături transnaționale și sunt formate din ecuadorieni, columbieni și venezuelieni.